Bună dimineața! Bună! Mami, ce ai zis tu că ai făcut cu crema mea de față? Am stricat-o. Și cum ai stricat-o, Moise? Ce ai făcut cu ea? Neața! Bună dimineața! Mami, vreau să vă spun ceva. Aveam o cremă foarte bună, un borcan plin cu ea. Și ce ai făcut, iubitule? Moise a profitat de faptul că noi eram și ai dat pe unde? Pe scări, pe fereastră, pe geamuri? Da. Pe mobilă? Pe mobilă. Pe uși? Acolo nu a fost la sus la mine în cameră. A, nu. La noua. Așa este, la noua? Da. Dar la tine în cameră de ce n-ai dat? Am dat doar pe cort. Doar pe cort? Și eu n-am văzut că tu ai dat și pe cort. Am înțeles. Mă lași și pe mine, te rog frumos, să fac ritualul de dimineață? Da, acum dai jos. Dă-mi un pupic să te dau jos. Iubesc! Ce vede telefonul? Păi cu mâna acolo. Ce faci? Așadar, fiindcă am avut o noapte destul de grea, cred că se și vede după fața mea, pentru că micuțul ăsta, Moisicu, în ultima perioadă de când ne-am schimbat casa, el se curcă doar foarte târziu. Dorm cu mama în cameră, da, dorme cu mine și cu Adi în pat și se culcă foarte târziu după ora 1. Așa că... prostii! Și faci și prostii? Bine, măi, mami. Așa, mă lași și pe mine repede, stai cu mami? Vrei să stai cu mami aici? Cum filmezi eu? Da. Bine, iubitule. Păi... stau aici. Lasă-mă și pe mine un pic, da? Că uite, mami, după aia trebuie să se machieze. Bine? Și după aia, nu, mergem împreună. Astăzi trebuie să mergem să împachetăm cadourile. Da? Da, vin și eu. Da, iubitule. Și vine și Sara. Vine și Sara, da. Trebuie să mergem să căutăm cadouri pentru niște oameni foarte dragi. Mergi în pijamalele. Mergi în pijamale și după aia mergi cu mami la coafor? Da, eu da? Nu mă. Ba da, păi uite că ai părul lung, mami. Ai părul destul de mare. Atât de mult îmi place pentru că este cumva un device care mă relaxează și pe mine și mi se pare că după ce îl folosesc pe foreul Luna 3, mi se pare că fața și tenul meu arată mult mai luminos. Nu, cum să te bagi în baie, Moise? Nu, te rog că ești îmbrăcat, Doamne Dumnezeule. Copiii voștri vă lasă să faceți ceva? Foarte curioasă. Da, Moise. Ce să închizi? Mamă, ce faci? Sara, dă-mi și mie un prosop, te rog. Am o baie mică? Ce? Mulțumesc. Ce curat este aici? E curat aici? Cine a făcut curat? Ia vine să-mi povestești. Doamne. Tu ai făcut curat? Este doamne. Cum o cheamă pe doamne? Cum? Vali. Doamna Vali? Îi spui bună Vali? Bună Vali. Gata. Mami își face repede și un masaj. Bine? Unde? Uite, îl spăl pe foreu. Cine foreu? Și îmi fac un masaj ca să nu mai am cearcăle astea atât de mari, bine? Cine foreu? Uite, el e foreu, Moise. Nu știi că mi-l mai furi și tu din când în când? Foreul ăla care se dă pe față. Foreul care se dă pe față? Uite, mi-a plic aici un gel. Ce care este special pentru zona ochilor. Ce este ăsta? Un gel, ți-am spus. Eu ce este? Eu stau în baie, să nu dau pe tine. Stai în cabina de duș, Moise? De ce, iubitule? Te închizi acolo? Să nu faci baie? Închid? Vrei să-ți închizi ușa? Da, o să stai că vreau să-ți arăt cum. Nu. Ce minunății faci tu, măi Moise. Animal
ce frumos cânti, măi Moise. Îmi place cum cânti. Hai, vino să le spunem o zi bună. Vreau să... Sara, mă ajuți tu? Vreau să vă arăt cum este Moise. Ia-mi și mie telefonul. Vreau să vi-l arăt pe Moise cum este îmbrăcat. A, a ieșit din cabină de duș. Ce faci, măi Moise? Că nu mă lași să-mi faci și mie masajul. Te-ai băgat îmbrăcat în cabina de duș? Of, Doamne! Spune, sărbători fericite! O să fac bani acolo. Îmbrăcat? Nu. Dezbrăcat. Dezbrăcat? Spune, papa, vă pupăm! O zi minunată!